flăcările au fost localizate, nu mai există pericol de propagare la clădirile din apropiere, clădiri de birouri și alte depozite. Erau oameni înăuntru la lucru? În momentul sosirii noastre la fața intervenției, toți oamenii din interior s-au autoevacuat. La fața locului au intervenit militarii detașamentului de pompieri Suceava cu 4 autospeciale și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea incendiului. De asemenea, la fața locului s-a deplasat și grupa operativă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava. La sosirea echipajelor ardea parterul clădirii atelierului, 300 de metri pătrați plus demisol, 450 de metri pătrați, existând pericolul de propagare la construcții din imediata vecinătate, unele lipite de obiectivul care ardea. Au ars aproximativ 300 de metri pătrați din parterul clădirii și materialele depozitate în interior, respectiv pal, cherestea, elemente de mobilier și un circular. Din fericire, incendiul a fost localizat la timp, înainte ca flăcările să se propage la construcțiile învecinate, depozite, clădiri de birouri și alte obiective. În momentul producerii incendiului în clădire erau mai mulți muncitori care au ieșit la timp după ce au fost alertați de un trecător care a văzut fumul ieșind. Când am ajuns noi aici, a fost un incendiu la un atelier de tâmplărie din curtea Iricului. Au venit pompieri în scurt timp. Incendiul a fost lichidat. Erau flăcări mari. În prima fază, un fum foarte puternic negru, un fum negru, după care au apărut flăcările. S-a sunat la 112, pompierii au venit foarte repede și au reușit în scurt timp să localizeze și să stingă incendiul. Persoanele au ieșit singure dinăuntru? Cum a fost? Sau... Înăuntru erau un număr de 3 sau 4 muncitori care, fiind alarmați de un trecător, au ieșit afară și când au văzut vâlvătaia de flăcări, au vrut să facă și ei să acționeze, să stingă începutul din incendiu, dar flăcile s-au propagat și n-am mai reușit. Înăuntru e depozit, se face mobilă, din câte am înțeles. E un atelier mai mic, de confecționat mobilă. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost coșul de fum al unei sobe fără acumulare de căldură, neprotejat corespunzător față de materialele combustibile.